Primarul municipiului Slobozia a emis dispoziția prin care a încetat contractul de management al directorului Direcției de Administrare a Domeniului Public, Valeriu Roșca, pentru modul necorespunzător în care a fost gestionată activitatea de dezăpezire, ca urmare a codurilor roșu și portocaliu, sub incidența cărora s-a aflat municipiul Slobozia. În cadrul unei conferințe de presă, primarul Adrian Mocioniu a menționat că directorul de ADP i-a furnizat date neconforme cu realitatea din teren și s-a declarat nemulțumit de modul în care s-a intervenit. Deși DADP-ul avea la dispoziție cantități suficiente de material antiderapant, 139 de persoane angrenate în activitatea de dezăpezire, 17 utilaje achiziționate de municipalitate și alte 25 de utilaje închiriate, s-a acționat târziu și au existat probleme cu privire la degajarea zăpezii de pe trotoare din zona trecerilor de pietoni sau de pe străzile lăturalnice. Vreau să vă informez că în ședința comandamentului de ieri, de joi, de la ora 11, mi-au fost furnizate de către directorul de ADP date care ulterior la ieșirea în teren nu au fost conforme cu realitatea și principala problemă a fost că nu s-a acționat atunci când a trebuit cu material antiderapant, deși în comandament s-a raportat acest lucru, că mașinile au ieșit încă de la ora 4, ulterior că de la ora 10 se împrăștia material antiderapant. La verificarea pe care am făcut-o personal în teren după ora 12, efectiv nu se vedea niciun fel de implicare, nu am văzut nici măcar personalul care ne era raportat că participă la această activitate și în acest sens astăzi am emis dispoziție prin care am încetat contractul de management al domnului director Roșca. N-am dorit să fac acest lucru, vă spun că n-a fost de luat o decizie foarte ușor, mai ales că domnul Roșca a avut o activitate care a dat și rezultate. Din păcate, modul cum a gestionat această dezăpezire, în condițiile în care, din punctul meu de vedere, i-am pus absolut totul la dispoziție, a avut finanțare încă din anul 2019 pentru a avea stocuri în permanență de sare, clorură de calciu, nisip, deci stocurile pe care le aveam la programul anual de dezăpezire erau reprezentate de 150 de tone de sare, nisip 10 tone, clorură de calciu 27 de tone, pe care le-a și achiziționat încă din anul 2019. De asemenea, vreau să fac o completare. Toate solicitările dânsului în ceea ce privește autoutilaje care să fie disponibile în activitatea de dezăpezire au fost achiziționate în mai multe rânduri, mini-tractoarele, motocurățitorul de zăpadă și toate aceste utilaje pe care le-am achiziționat pentru ușurarea acestei activități. Deci vă spun că la dotările pe care le-a avut și la materialele antiderapante puse la dispoziție, nu mai vorbesc de forța de muncă, pentru că haideți să vă spun ceva. În programul pe care noi l-am făcut și în procedura pe care o aveam pentru dezăpezire, vreau să vă spun că în această activitate erau implicate 139 de persoane. 35 persoane spații reparații și întreținere străzi, 73 persoane secția spații verzi, secția mecanizare 19 persoane, personal care participă pentru gestionarea informațiilor 18 persoane, adică vă spun că desfășurarea de forțe care trebuia să fie în orașul nostru trebuia să fie impresionantă și foarte punctuală. Din păcate s-a acționat foarte târziu, nici în momentul de față
nu sunt mulțumiți, suntem ieșiți de mai bine de 24 de ore din cod roșu și încă avem probleme la trotoare, la trecerile de pietoni, nu mai vorbesc de străzile lăturalnice și cartierul Slobozia Nouă. Nu cred că contează dacă este incompetență sau este vorba de altceva. Consider că nu este o, că nu este o măsură aspră în condițiile în care a avut toate pârghiile necesare ca să facă această activitate corespunzător și cred că foarte importanți sunt cetățenii și confortul acestora. Iar atunci când cineva greșește, trebuie să plătească, indiferent de relații, de prietenie, amiciție. Spun că tot ceea ce a ținut de mine, asigurarea alocărilor financiare, pregătirea acestei dezăpeziri, vă spun foarte sincer că m-am despărțit de domnul Roșca în jur de 1 noaptea, iar ultima discuție pe care am avut atunci a fost că se intervine la ora 4 și imediat cum se iese din codul roșu se va împrăștia materialul antiderapant. La ora 11 dânsul mi-a adus la cunoștință că deja materialul antiderapant s-a împrăștiat în tot orașul. Știm cum s-a făcut până acum, când se dădea cu materialul antiderapant. La verificarea pe care am făcut-o personal între orele 12 și 2 în municipiul nostru, am văzut doar un autogreder care era cu lama ridicată. Am văzut două sărărițe care se plimbau prin oraș, dar din care nu dădea și cu substanța antiderapantă. Implicarea mea a fost totală din toate punctele de vedere. Faptul că alții nu și-au făcut treaba, au suferit consecințe. Responsabil pentru gestionarea activității DADP va fi delegat Gheorghe Puia, administratorul public al municipiului.